Aproape 200 de absolvenți de liceu s-au prezentat astăzi la proba de limba și literatura română a examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă. Subiectele primite nu au fost pe placul celor mai mulți, ei ieșind dezamăgiți din sala de examen. Cum să fie subiectele? Mai ușoare, mai grele decât la prima sesiune? Ce subiect ți s-a părut mai dificil? Am avut caracterizare de personaj. Doar atât? De al treilea subiect. Dacă am fi avut un roman, ar fi fost un pic mai ușor. Dar caracterizare de personaj eu n-am învățat, așa că mie mi s-a părut mai greu. Cum au fost subiectele la sesiunea asta? Păi au fost ușoare, dar Mai ușoare sau mai grele decât la nu, prima? mai ușoare. Și? Chiar foarte Ai ușoare. reușit să faci? Da. Cam la ce notă te aștepți? Păi nu știu, la un 7. Mă grăbesc, nu pot să stau acum. Dar au fost mai ușoare sau mai grele decât în Mai prima ușoare, mai sesiune? ușoare. Ai spus și nouă cum au fost subiectele? Bine. Mai ușoare decât la prima sesiune? Nu știu, da. Subiectele au avut un nivel mediu și s-au înscris în programă. Profesorii de specialitate consideră că elevii care s-au pregătit cât uși de puțin pot lua ușor note peste 5. Subiectele au fost relativ ușoare, în sensul că au urmărit tiparul binecunoscut. La primul subiect au avut un text memorialistic de Cela Serghi, cu cele 5 întrebări clasice, care urmăreau efectiv textul propriu-zis. Apoi au avut de realizat un text argumentativ în care să arate dacă diferențele de opinie pot duce sau nu la recunoașterea meritelor celorlalți, celor din jur. Subiectul al doilea, cel de 10 puncte, viza recunoașterea rolului notațiilor autorului, a didascaliilor dintr-un text dramatic. Și ultimul subiect a fost totuși ușor, acel eseu care le pune de obicei probleme elevilor, în sensul că, deși s-a referit la construcția unui personaj, deci la caracterizarea unui personaj, le-a dat libertatea de a alege între un text de Ion Creangă și unul de Camil Petrescu. Sute de absolvenți de liceu au fost așteptați astăzi pentru a susține prima probă scrisă a bacalaureatului sesiunea de toamnă. Aproape 20 dintre ei au ales să nu se prezinte la examen. La examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2021 s-au înscris 690 de candidați. La prima probă de limba și literatura română s-au înscris 256 de elevi, 192 au fost prezenți, în timp ce 64 au absentat. Mâine, 17 august, va fi proba obligatorie a profilului, în timp ce miercuri, 18 august, va fi proba la alegere. Rezultatele obținute de cei care au susținut probele bacalaureatului în această sesiune vor fi afișate la finele lunii. Cei nemulțumiți pot depune contestații în ziua în care au aflat notele, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 3 septembrie. La prima sesiune a bacalaureatului din acest an, promovabilitatea la nivelul județului Olt a fost de 67,8%.